Așa cum a confirmat și întâlnirea de astăzi organizată sub egida Centrului Român al Energiei de aici, de la Bruxelles, ne îndreptăm împreună cu celelalte țări membre ale Uniunii Europene către un proiect istoric, probabil unul dintre cele mai importante sub aspectul arhitecturii energetice a Uniunii în general, și anume proiectul Uniunii Energetice. Una dintre componentele acestei construcții o va reprezenta pilonul securității energetice, care are o relevanță specială nu doar pentru România, dar și pentru întreaga noastră regiune. Dacă este să ne uităm numai din perspectiva estică a Uniunii Europene, ei bine, relevanța securității energetice are fără îndoială și o dimensiune politică, geopolitică, ce a fost relevată de altfel și în discuțiile de astăzi de aici, de la Bruxelles. România este pregătită să contribuie nu numai la pilonul securității energetice a viitoarei Uniuni Energetice, dar și la ceilalți patru piloni. Este până la urmă o datorie ca membru, pe care o avem ca țară membră a Uniunii Europene, de a ne dezvolta sistemul energetic național, politicile energetice, astfel încât economia noastră să poată deveni mai competitivă, să ne îndreptăm către o decarbonizare a producerii energiei, știința, tehnologia să facă parte cu mai multă vigoare din proiectele noastre energetice și, nu în ultimul rând, eficiența energetică a tuturor structurilor, de la cele industriale până la structurile ce privesc comunitățile locale, să fie mult mai ridicate. Până la urmă, a fi parte a proiectului Uniunii Energetice este o măsură de siguranță pe care ne-o luăm ca țară pentru a deveni mai competitivi, mai eficienți, iar consumatorul de energie, cetățeanul român, să fie sigur că poate avea acces la o energie, fie energie electrică, fie căldură, cu prețuri rezonabile, accesibile.